familie din Călăraș, puțin trecută de 50 de ani, a văzut moartea cu ochii. Bărbatul la propriu, femeia la figurat. Doi tineri minori au reușit doar în câteva minute să distrugă două vieți. Pe bărbat l-au omorât, iar pe femeie au mutilat-o pentru tot restul vieții, atât fizic cât și psihic. Reportajul pe care îl veți urmări aduce în atenție ce anume se poate întâmpla atunci când luăm persoane necunoscute în mașină. Ah!